Tinerii talentați ai județului își pot etala talentul în cadrul festivalului concurs de teatru Juventalia. Reprezentațiile în concurs, recitalurile și gala laureaților se vor desfășura în sala de spectacole a Casei Tineretului din Drobeta, Turnul Severin. În cadrul concursului vor avea loc spectacole unde vor participa formații și interpreți din liceele severinene. Mâine, de la ora 16, va avea loc gala laureaților. La acest eveniment sunt invitați să participe elevi ai tuturor liceelor din Mehedinți, dar și studenți, deoarece din acest concurs, de-a lungul anilor, au fost tineri talentați care au ajuns să reprezinte România chiar și la Cannes. Participă formații și interpreți din județul Mehedinți și va fi un concurs și o gala premiilor a laureaților. Începând cu ora 16, va fi gala mâine, 12 iunie, în sala de spectacole a Casei Tineretului. Invităm tinerii din liceele mehedințene și tinerii studenți din Severin să participe. Evenimentul se află la cea de-a 14-a ediție și se va desfășura în incinta sării de spectacole a Casei Tineretului. Intrarea la evenimentul organizat de Centrul Cultural Nichita Stănescu este liberă.